Bine ați revenit! În al doilea curs de aplicații la mecanică voi vorbi despre mișcările solidului rigid și mai ales despre mișcarea lui de rotație și momentul de inerție. Un solid rigid este un model al unui corp solid, este un corp solid care nu se deformează. Cu alte cuvinte, distanța dintre oricare două puncte din interiorul lui sau de pe suprafața lui rămâne aceeași, indiferent ce valoare au forțele care acționează asupra lui. Ca orice model, este o idealizare, dar poate fi aplicat atunci când forțele care acționează asupra unui corp solid sunt mult mai mici decât forțele care ar putea să producă deformări semnificative ale corpului respectiv. Un solid rigid poate descrie două tipuri de mișcări, mișcări de translație și mișcări de rotație. Bineînțeles că poate descrie și mișcări mai complexe care reprezintă combinații ale celor două, adică mișcări în care se suprapun atât mișcări de translație cât și mișcări de rotație. De pildă, gândiți-vă la o minge care descrie o anumită traiectorie în aer și se și rotește între timp. Mișcarea unui solid rigid este de translație dacă fiecare punct al lui are aceeași viteză. Adică dacă fiecare punct al solidului rigid se mișcă în aceeași direcție, în același sens și cu același modul al vitezei. Și în acest caz, ca să studiem cinematica mișcării, putem să reprezentăm corpul solid rigid printr-un punct, prin centrul lui de masă, un punct în care este concentrată toată masa lui. Deci în acest caz putem reduce solidul rigid la un punct. Dar azi vreau să vă vorbesc despre mișcarea de rotație a solidului rigid. Mișcarea de rotație are loc întotdeauna în jurul unei axe și putem alege trei axe perpendiculare în jurul cărora se poate roti un solid rigid. Pentru a observa acest lucru, avem nevoie de un corp de formă neregulată și cred că cel mai bun exemplu de solid de formă neregulată este cartoful, pe care, spre deosebire de cele mai multe legume și fructe, se pare că nu-l interesează deloc cum arată. Așa că hai să vedem cum se rotește un cartof după trei axe perpendiculare. Întâi să vedem cum se rotește după axa orizontală pe care o vedeți desenată. Iar acum să vedem mișcarea lui de rotație în jurul axei verticale pe care o vedeți desenată. În final, să vedem cum se rotește în jurul unei axe orizontale, dar perpendiculară pe suprafața ecranului. Fiecare mărime fizică folosită pentru descrierea cinematică și dinamică a mișcării de translație are un echivalent pentru mișcarea de rotație, așa cum puteți vedea în acest tabel. Avem astfel pentru mișcarea de translație distanța parcursă, care îi corespunde pentru mișcarea de rotație unghiul descris de corpul care se rotește în cazul nostru. Avem apoi viteza liniară pentru mișcarea de translație și pentru mișcarea de rotație, viteza unghiulară. Și la fel avem accelerație liniară și accelerație unghiulară. Iar pentru dinamica mișcărilor avem corespondentul forței pentru mișcarea de translație, momentul forței pentru mișcarea de rotație, pentru masă avem momentul de inerție, și pentru impuls avem momentul cinetic. Am vorbit despre aceste mărimi la cursul teoretic, dar pentru că n-am vorbit despre solidul rigid, n-am vorbit nici despre momentul de inerție. Dar multe probleme de mecanică pot fi rezolvate numai dacă știm să calculăm momentul de inerție al unor corpuri solide
cum ar fi cazul în care un cilindru sau o sferă sau un disc, o roată, se rostogolesc pe un plan înclinat. În această animație de pe Wikipedia puteți vedea cum se rostogolesc cilindrii de mase egale, dar cu momente de inerție diferite pe un plan înclinat. Voi arăta cum se găsește accelerația unui cilindru sau a unei sfere pe un plan înclinat în seria problemelor rezolvate. Momentul de inerție al unui solid rigid depinde de masa lui și de forma lui. Așa cum masa unui corp măsoară inerția corpului pentru translație, momentul de inerție măsoară inerția corpului la rotație, măsoară inerția lui pentru mișcarea de rotație. Deci momentul de inerție ne arată cât este de greu de pus în mișcare de rotație în jurul unei axe sau de oprit din mișcarea de rotație un corp solid rigid. El măsoară deci inerția la rotație. Iar această inerție de rotație nu depinde doar de masa corpului, ci și de felul în care este distribuită masa corpului în spațiu. Cu cât corpul solid rigid are mai multă masă mai departe de axa de rotație, cu atât are un moment de inerție mai mare, cu atât are o inerție mai mare la rotație. De pildă, dintre doi cilindri cu aceeași masă, repet, cu aceeași masă, dar unul plin și unul gol, cel gol în interior are un moment de inerție mai mare față de axa lui de simetrie, deoarece are masa distribuită în medie mai departe de această axă decât cilindrul plin. În animația pe care ați văzut-o, cu cât un cilindru coboară mai încet pe plan, cu atât are pereții mai subțiri. Dar pentru că cilindrii au aceeași masă, înseamnă că cu cât sunt pereții mai subțiri, cu atât este mai mare densitatea materialului din care este confecționat cilindrul respectiv. Și acum să calculăm câteva momente de inerție. Vă voi arăta cum se calculează momentul de inerție al unei bare subțiri, al unui cilindru și al unei sfere. Să începem cu o bară omogenă, subțire, deci un cilindru care are diametrul mult mai mic decât lungimea, decât generatoarea lui. Și să presupunem că lungimea barei noastre este L, iar area secțiunii ei este S. Vrem să calculăm momentul de inerție pentru cazul în care această bară se rotește în jurul unei axe perpendiculare pe ea, care trece prin centrul ei. Deci se rotește așa. De fapt, puteți vedea și în desen. Pentru asta, să ne gândim la un element de lungime dx din bara noastră, vedeți în desen, care se găsește la distanța x de axa de rotație. Deci, la distanța x de axa de rotație, avem acest element care are și el formă de cilindru, cu area bazei tot S, bineînțeles, și care are generatoarea de lungime dx. Și pentru că bara noastră este subțire, putem considera că toate punctele din interiorul acestui element de lungime dx se găsesc la aceeași distanță de axa de rotație. Și atunci putem considera că, de fapt, avem acolo un punct material care are masa dm și care se găsește la distanța x de axa de rotație. Și am văzut la cursul teoretic că momentul de inerție al unui punct material față de un punct în jurul căruia se rotește se calculează cu formula m înmulțit cu x pătrat. Deci, în cazul nostru, vom avea x pătrat de m. Ar fi momentul de inerție elementar al acestei porțiuni elementare de bară. Să notăm acest moment de inerție elementar cu di. Dar dm este masa acestui element care are volumul dv. Și atunci dm
se poate scrie densitatea înmulțită cu DV, cu volumul. Iar DV, să nu uităm că e vorba despre un cilindru, este area bazei înmulțită cu înălțimea, cu generatoarea, S ori DX. Și atunci DI se poate scrie X pătrat înmulțit cu DM, adică cu Rho, înmulțit cu DV, adică S DX. Deci momentul de inerție elementar al elementului de bară are această expresie și acum trebuie să integrăm. Momentul de inerție al barei va fi Rho ori S. Nu le pun în integrală pentru că sunt constante, înmulțit cu integrală. Și aici, atenție la limitele de integrare, vă rog să vă uitați pe desen. Trebuie să ne ducem de la minus L pe 2, pentru că lungimea întregii bare este L, până la plus L pe 2, pentru că axa de rotație trece prin mijlocul barei. Deci avem aici de la minus L pe 2 până la plus L pe 2, din x pătrat de x. Și atunci momentul de inerție va fi Rho ori S ori x la 3-a supra 3 între limitele minus L pe 2 plus L pe 2. Adică I va fi Rho ori S și aici voi avea L la 3-a supra 8 și 8 ori 3 este 24. Deci pe lângă L la 3-a supra 24, minus cu minus plus, plus L la 3-a supra 24, adică I va avea expresia Rho ori S ori L la 3-a supra 12. Dar încă nu e o relație prea folositoare, pentru că apar în ea densitatea și secțiunea barei și noi de obicei cunoaștem masa barei. Și atunci folosim relația dintre masă și densitate, adică știm că densitatea este masa împărțită la volum și în cazul nostru voi avea masa supra volumul barei noastre. Ea este cilindru, nu? Este area bazei, adică S, secțiunea ei, înmulțită cu lungimea ei. Și înlocuim această expresie a lui Rho, o substituim în formula momentului de inerție și găsim M supra S ori L, înmulțit cu S, înmulțit cu L la 3-a supra 12. Și după ce simplificăm aria secțiunii și odată L, ne rămâne formula I este egal cu M ori L pătrat supra 12. Deci momentul de inerție al unei bare subțiri care se rotește în jurul unei axe perpendiculară pe ea care trece prin mijlocul ei este ML pătrat supra 12. Dacă bara se rotește în jurul altei axe și cazul practic mai important ar mai fi cel în care axa de rotație se găsește la capătul barei, așa cum vedeți în acest desen, atunci metoda de calcul este aceeași, dar se schimbă limitele de integrare. Atunci vom face integrarea de la 0 până la L. Și atunci, evident, se schimbă și expresia momentului de inerție, pentru că momentul de inerție al unui solid rigid depinde nu numai de solidul rigid respectiv, ci și de axa în jurul căreia se rotește. Și acum să calculăm momentul de inerție al unui cilindru care se poate roti în jurul axei lui de simetrie. Deci axa de rotație este chiar axa lui de simetrie, așa cum vedeți în desen. Să presupunem că cilindrul nostru are raza R, are înălțimea sau generatoarea H, are aria bazei
S. Și ca să putem să găsim momentul lui de inerție la rotația în jurul acestei axe, să ne imaginăm, așa cum vedeți acum în desen, că avem un cilindru elementar în interiorul cilindrului nostru, adică avem un cilindru gol în interior cu pereții foarte subțiri, grosimea pereților fiind dx, iar raza acelui cilindru elementar fiind x. Adică, de fapt, ne putem gândi că am decupat din cilindrul nostru un cilindru cu peretele foarte subțire, care are aceeași înălțime, grosimea pereților dx și raza lui este x, așa cum vedeți în desen. Toate punctele acestui cilindru elementar se găsesc la aceeași distanță de axa de rotație, la distanța x, pentru că dx este variație infinitezimală. Și atunci momentul de inerție al acestui cilindru elementar, dI, să-l notăm, înseamnă că va fi masa lui înmulțit cu x pătrat, cu raza lui la pătrat. Dar masa lui, pe care de fapt ar fi bine să notăm cu dm, dm este densitatea înmulțită cu volumul lui, dv. Iar volumul lui, dv, este odată aria coroanei circulare pe care o vedeți în desen și pe care dacă o desfășurăm, atunci vedem că are lungimea 2πx, lungimea cercului. Deci am odată 2πx și mai trebuie să înmulțesc cu dx ca să găsesc aria acelei coroane circulare. Și ca să fie vorba despre volum, mai trebuie să înmulțesc și cu h, cu înălțimea acestui cilindru. Deci dv, volumul cilindrului elementar, este 2πx de x înmulțit cu h. Și atunci dm se poate scrie rho înmulțit cu 2π ori x ori h dx. Iar dI, momentul de inerție elementar, va fi tot ce avem aici înmulțit cu x pătrat, adică 2π ori rho ori h înmulțit cu x la a treia dx. Acum, dacă avem momentul de inerție elementar, avem expresia lui, putem integra, dar avem nevoie de limitele de integrare. Vă rog să vă uitați la desen și să observați că dacă vrem să cuprindem tot volumul cilindrului nostru de rază R mare, atunci x trebuie să varieze de la 0 la R. Deci acestea sunt limitele de integrare. Și avem atunci I este egal cu constantele întâi, 2π ori rho ori h, integrală de la 0 la R din x la a treia de x. Adică 2π ori rho ori h înmulțit cu x la a patra supra 4 între limitele 0 și R. Și după ce simplificăm cu 2, momentul de inerție va avea expresia pi ori rho ori h ori r la a patra supra 2. Dar, din nou, această expresie nu ne ajută de obicei, pentru că de cele mai multe ori nu cunoaștem densitatea. De obicei cunoaștem masa și raza cilindrului. Și atunci ne folosim din nou de relația dintre masă și densitate. Densitatea este masa împărțită la volum, adică în cazul nostru masa cilindrului împărțită la volumul lui, care este aria bazei, adică pi r pătrat, înmulțit cu înălțimea lui, cu h. Și acum substituim această expresie a densității în formula momentului de inerție
Și găsim pi ori h ori r la a patra supra 2 înmulțit cu m supra pi înmulțit cu r la a doua înmulțit cu h. Pi se simplifică, h se simplifică, r la a doua se simplifică cu r la a patra. Și în final găsim pentru momentul de inerție al cilindrului I egal cu mR pătrat supra 2. Deci dacă un cilindru cu masa m și raza r se rotește în jurul axei lui de simetrie, momentul lui de inerție are această expresie. Pentru cazul în care axele de rotație sunt altele, integrarea este mai dificilă. De pildă, cilindrul se poate roti și în jurul acestei axe pe care o vedeți în desen. Dar astfel de cazuri sunt rar întâlnite, au o importanță practică mai mică și dacă totuși vă întâlniți cu așa ceva, există tabele din care puteți să găsiți momentele de inerție pentru astfel de cazuri. Formula pe care am dedus-o este valabilă și pentru cazul unui disc subțire sau al unei roți, pentru că un disc subțire nu este decât un cilindru cu înălțimea foarte mică în comparație cu raza lui. În final, să calculăm momentul de inerție al unei sfere. Deoarece sfera are o simetrie radială, ea are același moment de inerție față de oricare axă care trece prin centrul ei. Așa că să alegem axa OZ, axa verticală, așa cum vedeți în desen, axa de rotație pentru sfera noastră, care are masa M și raza R mare. Pentru a calcula momentul ei de inerție, să ne gândim la un disc care se obține prin tăierea sferei noastre cu două plane orizontale, așa cum vedeți în desen, disc care se găsește la distanța Z de centrul sferei și are grosimea dz. Raza acestui disc este R mic, să notăm cu R mic. Și pentru că un disc este de fapt un cilindru cu grosimea mult mai mică, cu înălțimea, cu generatoarea mult mai mică decât raza lui, putem să aplicăm formula pe care am găsit-o pentru cilindru, pentru momentul de inerție al cilindrului, adică acest disc va avea momentul de inerție DI, să-l notăm, egal cu 1 pe 2, R mic pătrat, DM, unde DM este masa lui. Iar DM, masa lui, se poate calcula cu ajutorul densității, este densitatea înmulțită cu DV, DV fiind volumul elementar, volumul acestui disc. Și atunci DM va fi rho înmulțit cu volumul discului nostru, este odată aria bazei care este pi r mic pătrat, înmulțit cu înălțimea lui, care este dz. Și atunci dI, momentul de inerție elementar, va fi 1 pe 2 r pătrat ori dm, dm având această expresie, așa că vom avea 1 pe 2 rho ori pi ori r mic la a patra dz. Dar ca să putem integra, ca să găsim momentul de inerție al sferei, trebuie să facem să apară aici variabila. Trebuie să apară Z. Și acest lucru se poate face destul de ușor. Dacă vă uitați la acest desen, vedeți că teorema lui Pitagora ne spune că între raza discului, R mic, și raza sferei, R mare, avem următoarea relație. R mic pătrat este egal cu R mare la pătrat minus Z pătrat. Și atunci DI va avea expresia 1 pe 2 rho ori pi pe lângă R pătrat minus Z pătrat
la puterea a doua de Z. Pentru că R pătrat minus Z pătrat este R la puterea a doua, dar noi aici avem R mic la puterea a patra. Aceasta este expresia pentru momentul de inerție elementar al discului despre care vorbim. Și ca să găsim acum momentul de inerție al sferei, trebuie să integrăm. Ca să putem integra această expresie, avem nevoie de limitele de integrare și dacă vă uitați la acest desen, se poate observa ușor că dacă vrem să cuprindem întregul volum al sferei, limitele trebuie să fie de la minus R mare până la plus R mare. Și atunci momentul de inerție al sferei va fi 1 pe 2 pi ori rho integrală de la minus R la plus R, ridic la pătrat această expresie, R la a patra minus de 2 ori R la a doua Z la a doua plus Z la a patra de Z. Și avem atunci, pentru momentul de inerție, următoarea expresie, 1 pe 2 pi ori rho, pe lângă R la a patra înmulțit cu Z, minus, aici voi avea Z la a treia pe 3, deci 2 pe 3 R la a doua Z la a treia, plus Z la a cincea supra 5, între limitele minus R plus R. Și se observă că, deoarece limitele sunt aceleași, dar cu semn schimbat, va apărea câte un 2 aici peste tot, care se va simplifica cu 2 din față. Și vom avea că I este egal cu pi ori rho pe lângă R la a patra ori R este R la a cincea, R la a doua ori R la a treia este din nou R la a cincea și R la a cincea am și în ultimul termen, așa că pot să-l dau factor comun pe R la a cincea și atunci voi avea pe lângă 1 minus 2 pe 3 plus 1 pe 5, totul înmulțit cu R la puterea a cincea. Și dacă facem calculele, găsim că I este 8 supra 15 pi ori rho ori R la a cincea. Și avem din nou aceeași problemă, și anume că apare densitatea și noi de obicei știm masa corpului despre care vorbim, în cazul nostru sfera, așa că ne folosim din nou de relația densității R egal cu M supra V. Și în cazul sferei, volumul este 4 pi R la a treia supra 3, așa că densitatea va fi M supra 4 pi R la a treia și pe 3 îl trec la numărator. Și acum voi substitui expresia densității aici și obțin că I este egal cu 8 supra 15 pi ori R la a cincea înmulțit cu 3M supra 4 pi R la a treia. Se simplifică 3 cu 15, rămâne aici 5, 4 cu 8 rămâne aici 2, R la a cincea cu R la a treia rămâne R la a doua, pi se simplifică de asemenea și în final obținem că momentul de inerție al sferei este 2 supra 5 mR pătrat. Și acum avem câteva momente de inerție pe care le putem folosi, formulele lor, pentru a rezolva probleme și în seria rezolvărilor de probleme de mecanică vor urma câteva exemple de probleme în care putem folosi aceste relații. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!